Ziua Culturii Venezuela, prilejuită de aniversarea 202 ani de la nașterea eroului Simon Bolivar, a avut loc vineri 19 octombrie la Biblioteca Județeană Ion Hilia de Redulescu din Târgoviște. Parteneriatul cu Ambasada Cuba și ulterior cu Ambasada Venezuela a adus un plus atât caracterului național cât și bibliotecii județene. Printre invitații de seamă s-au numărat în special ambasadorul Republicii Venezuelene, care a dorit să aprecieze relația de colaborare dintre statele noastre. Ca semn de mulțumire, Consiliul Județean Dâmbovița împreună cu Arhiepiscopia Târgoviște au transmis un mesaj de recunoaștere, mulțumire și binecuvântare atât pentru relațiile culturale ce există între țările noastre, cât și pentru prestanța adusă imaginii României. Atmosfera a fost completată și de programele artistice ce au constat în muzică și dans, la care au participat elevii liceului Enechiță Văcărescu din Târgoviște. Nu este un demers tocmai nou. Noi am inaugurat cam de vreo 3 ani încoace și știu că dumneavoastră ați fost dintre partenerii media cei mai fideli alături de Biblioteca Județeană Ion Hilia de Redulescu Dâmbovița, așa numitele serii internaționale, și au fost făcute împreună cu Ambasada Greciei, cu Ambasada Bulgariei, comunitatea bulgară de aici, comunitatea albaneză din România, și anul acesta, grație colaborării cu Asociația de Prietenie José Martí România-Cuba și Asociația de Prietenie România-Venezuela Simón Bolívar, condusă de către domnul Ion Hotinceanu, am reușit să încheiem și acest parteneriat cu Ambasada Venezuelei. Știm că sunt din ce în ce mai mulți amatori, mai ales în categoria publicului foarte tânăr al Bibliotecii Județene, care și-au manifestat interesul pentru limba spaniolă, pentru cultura spaniolă și, nu ultimul, pentru cultura sud-americană, pentru stilul de dans latino. Știți foarte bine că avem deja două școli de dans latino în Dâmbovița, care se bucură de un succes și au public destul de larg. Unul dintre coregrafi a fost partenerul nostru în realizarea activității de astăzi, domnul profesor Gheorghe Văduva. Știți foarte bine fenomenul telenovenistic, știți foarte bine ce înseamnă Miss Venezuela pentru noi. Și ne-am gândit că o astfel de prezență ar fi benefică pentru întărirea relațiilor culturale, astfel că prezența doamnei ambasador, din câte am reușit să discut, este doar un prim pas într-o serie de evenimente pe care vrem să le realizăm în parteneriat. Biblioteca Județeană, instituției tutelară, Consiliul Județean Dâmbovița și Ambasada Republicii Bolivariene de Venezuela la București. Demersurile nu se opresc însă aici, motiv pentru care Biblioteca Județeană dorește să continue aceste activități ce au rolul de a întări imaginea culturală a țării.